Salutare prieteni, bine ați venit pe canalul oficial Tutoriale Gratuite, bine ați venit la un nou tutorial. În acest video vom vorbi despre câteva funcții noi de pe site-ul facebook.com. Înainte de a trece la subiectul de astăzi, vreau să-mi cer scuze pentru vocea mea, sunt cam răcit și de aceea voi suna mai ciudat în acest video. Însă haideți să continuăm cu videoul nostru și anume să vorbim despre ce s-a adăugat foarte recent de pe Facebook. Și anume s-a adăugat o nouă modalitate de a-ți exprima opinia asupra unui articol, poze, imagini, video și așa mai departe. După cum vedeți și voi, nu înseamnă neapărat că s-au adăugat la toți utilizatorii, deci dacă nu vedeți grafica cum o am eu aici, înseamnă că nu ați primit încă acest update, însă va trebui să mai așteptați pentru că în următoarele zile toți utilizatorii Facebook vor primi aceste actualizări. Dacă nu am înțeles greșit, dacă vă puneți Facebook-ul în limba engleză, veți primi mai rapid acest update. Cei din Facebook care sunt pe limba română vor primi update-ul puțin mai târziu. Deci, pentru a-ți exprima opinia pe Facebook, va trebui să ții apăsat, să ții mouse-ul de fapt pe butonul de like și vei vedea că acum ai mai multe opțiuni. Nu poți da numai like, ai mai multe emoticoane prin care îți poți arăta opinia față de poza sau articolul pe care este postat pe Facebook. Eu am făcut un videoclip mai de mult despre această funcție pe care Facebook dorește să o adauge. Sincer să fiu, după ce am făcut acel video și am văzut că Facebook după câteva luni deja nu făcuse nimic, m-am gândit că acea știre a fost doar un zvon și n-a fost adevărată, însă uite că Facebook s-a ținut de promisiune și ne-a adăugat aceste modalități foarte interesante de a ne exprima opinia. După cum vedeți și voi, avem diferite emoticoane cu ajutorul cărora vom putea să arătăm ceea ce simțim și bineînțeles că va fi foarte interesant. Eu zic că este un update destul de important pentru Facebook și eu sunt de acord cu acest update, pentru că în sfârșit și pe Facebook îți poți exprima practic, aș putea spune, opinia, deși am repetat de mai multe ori, la fel ca pe YouTube. Pe YouTube, în momentul în care nu-ți place ceva, ai tot dreptul să apeși butonul de dislike. Ei bine, acum vei avea dreptul acesta și pe Facebook, să mergi aici, ții mouse-ul pe like, nu apeși și vei avea aceste opțiuni. Poți pune angry sau sad în cazul în care nu-ți place articolul, poți pune like, love sau haha în cazul în care îți place articolul respectiv. Deci pentru cei care încă n-ați primit această actualizare pe Facebook, nu uitați, în următoarele zile sau poate în următoarea lună veți primi și voi. Bineînțeles, dacă aveți Facebook-ul în engleză, după cum am zis, veți primi acest update mai repede. Cam acesta a fost videoul anunț de astăzi, sper că v-a plăcut tuturor și nu uitați, exprimați-vă de acum opinia liberi pe Facebook. Eu am fost Timi, voi ați fost pe canalul oficial Tutoriale Gratuite, la revedere!